Deputata Șor Marina Taube rămâne în arest la penitenciar pentru încă 20 de zile. Decizia a fost luată de magistrație judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, chiar dacă procurorii au cerut prelungirea măsurii preventive cu 30 de zile. Deputata Șor pledează nevinovat și spune că membrii partidului nu au făcut ceea ce li se incriminează. Este o decizie, desigur, că neașteptată. Sper că la baza acestei decizii stau careva motive serioase, pentru că astăzi acuzatorii de stat n-au putut să aducă nicio probă sau o demonstrație nouă care ar servi un temei sau un motiv ca eu în continuare să fiu deținută în penitenciar. Apărătorii spun că vor contesta decizia de astăzi a magistraților la Curtea de Apel Chișinău. De dimineață, Marina Tauber a fost adusă în fața judecătorilor după ce săptămâna trecută ședința s-a amânat, din motiv că ea nu a fost escortată în sala de judecată de la penitenciar. Marina Tauber nu a răspuns însă clar la întrebarea cum sunt condițiile în celula în care stă în arest la penitenciarul numărul 13. Eu deja v-am spus, cum dumneavoastră credeți? Eu în genere nu înțeleg din ce motiv eu sunt deținută în penitenciar. Asta e prima întrebare care trebuie să o dați. Dar sperăm că adevărul va triumfa totuși. Înainte ca magistrații să înceapă examinarea cererei procurorilor de prelungire a arestului preventiv, avocații Marinei Tauber au cerut ca ședințele de judecată să fie publice, iar la ele să aibă acces și reprezentanții presei. Solicitarea părerii vine în contextul că este o practică a Curții Europene. Ședințele de rezonanță pe aplicarea măsurilor preventive urmează să fie publice. Acest lucru a fost solicitat instanței judecătoriei Chișinău. Această cerere a avocaților a fost respinsă pentru că legislația din țara noastră nu permite ca ședințele de judecată în cazul arestului preventiv să fie publice. După ore de deliberări, judecătorii au decis că Marina Tauber va sta încă 20 de zile la penitenciarul numărul 13, chiar dacă procurorii au solicitat cu 10 zile mai mult. Între timp, afară, 10 de simpatizanți ai partidului Șor protestau și scandalozinci. Manifestanții au adus cu ei și au instalat și 3 machete ale președintei, a ministrului justiției și a procurorului general interimar. Marina, mă s tăboi! Marina, mă s tăboi! Marina, mă s tăboi! Printre cei care au venit să o susțină pe Tauber s-au aflat deputați și consilieri de pe listele partidului Șor, atunci când unii dintre ei au încercat să intre în clădirea judecătoriei. Paznicul le-a interzis accesul. Marina Tauber a fost reținută pe data de 21 iulie, după ce a rămas fără imunitate parlamentară, fiind bănuită de falsificarea raportului financiar al partidului și acceptarea finanțării acestuia de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Două zile mai târziu, magistrații au dispus plasarea Marinei Tauber în arest pentru 30 de zile. Investigațiile procurorilor au arătat că partidul ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă din partea unei grupări criminale care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membrii formațiunii și organizarea protestelor. Banii grupului criminal ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare erau folosite diverse canale de finanțare, precum firme din Dubai, Viena sau Monaco. Acum câteva zile a fost reținută și arestată pentru 30 de zile și contabila partidului Șor, Olga Romanova. Aceasta este bănuită de falsificarea rapoartelor privind gestionarea financiară a formațiunii politice, făcând posibilă finanțarea ilegală. Romanova este una dintre cele 7 persoane care au fost date în urmărire generală după ce au părăsit Republica Moldova în urma unei presupuse scurgeri de informație despre perchezițiile care urmau să aibă loc la sediile partidului Șor din toată țara.